Rectorul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Adrian Gorun, este de părere că Ministerul Educației încalcă prevederile legii și că operațiunile de ierarhizare și clasificare sunt doar operațiuni care țin să favorizeze unele universități și pentru că nu a comunicat nici până acum, când au mai rămas două luni până la admitere, numărul de locuri bugetate repartizate instituției de învățământ superior la specializările de master, va acționa în instanță Ministerul Educației solicitând intrarea de urgență în legalitate. Pentru că Ministerul nu a alocat încă locurile bugetate pentru master, încălcăm încă o dată legea, fapt pentru care ne vom situa printre universitățile care vom acționa în instanță Ministerul, obligându-l să respecte conform legii acum numărul de locuri alocat în anul anterior. Conducerea Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu mai spune că se va alătura universităților Babeș-Bolyai din Cluj, Politehnica București și altele pentru a solicita demiterea ministrului Funeriu, considerând că acesta defăimează universitățile din România prin declarațiile pe care le-a făcut într-un cotidian central. Vor fi întreprinse de către universități precum Babeș-Bolyai, Dimitrie Cantemir, SNSPA, pe Școala Națională de Studii Politice și Administrative București, Academia de Studii Economice București și Politehnica București. Sigur că și alte universități, am văzut că au această opinie, eu m-am exprimat. Mai mult decât atât, vor solicita comisiilor pentru învățământ ale celor două camere ale Parlamentului României să se implice în controlul gestionării problemelor educației, dar și pentru susținerea acțiunilor de revocare a lui Daniel Funeriu din guvern.